Primăria Municipiului Timișoara continuă planul de modernizare a spațiilor de învățământ din oraș pentru a oferi elevilor acces la un mediu educațional modern, sigur și confortabil, adaptat secolului al XXI-lea. Astfel a început procedura de inventariere a ofertelor depuse pentru furnizarea de mobilier. Perioada pentru depunerea ofertelor s-a încheiat în 19 martie 2024. Au fost primite 11 oferte pentru toate cele 4 loturi, învățământ preșcolar, primar, gimnazial și liceal, în total 1300 de săli de clasă. Ofertele intră acum în faza de evaluare. Schimbăm tot mobilierul din grădinițele, școlile și liceele timișorene pentru ca toți copiii, indiferent dacă învață la o școală de cartier sau în centru, să aibă aceleași condiții în clase și laboratoare. Cei mai mulți copii vor începe noul an școlar în clase cu mobilier nou și cu dotări moderne și treptat, în următoarele luni, toți copiii din Timișoara vor avea aceleași condiții de studiu. E cel mai ambițios proiect de modernizare a învățământului timișorean de decenii și face parte din strategia noastră de prioritizare a domeniului educației pentru dezvoltarea Timișoarei, a spus primarul Dominic Fritz.